Helicopter prăbușit în Bihor era alarma care se dădea ieri la 112, numai că anunțul a fost fals. O persoană a sunat cu număr ascuns, iar apelul a durat câteva secunde. Toate autoritățile cu atribuții în intervențiile de urgență au intrat în alertă. Informația a fost verificată de Romața și s-a dovedit a fi falsă. Autorul grumei sinistre este căutat acum de polițiști și riscă o amendă între 500 și 1000 de lei.